Hai să nu băieții și bine v-am găsit la un episod din seara noastră aici pe Rage Multiplayer. Băieții, sunt eu la al doilea videoclip și de la ultimul clip până acum am făcut cam multe pe server, gen s-au schimbat cam multe la contul meu și vreau să vă facem aici un mic update, dar înainte de ce pe videoclip, nu uitați dacă vreți să vă apucați pe server, că aveți în descrierea clipului IP-ul serverului care este GTA 5 RPG și referalul meu. Dacă băgați referalul meu o să primiți cont VIP Silver la început de server timp de 14 zile. Aici vedeți toate beneficiile, dați și voi un stop dacă vreți să le vedeți pe toate. El normal costă 5 euro, dar voi primiți cont Silver gratuit doar dacă băgați referalul meu. Intrați aici la recompense și scrieți Hunter, o să vă apară aici un dialog și scrieți Hunter că o să vă întrebe cineva adus pe server și toată lumea fericită, o să primiți și VIP Silver și bani și mai multe chestii. Bă, hai să vă mai arăt ce am mai făcut aici pe cont. Am luat aici un mare BMW M4, am mai avut și un BMW M3, am avut o grămadă de mașini, am deschis 7 vehicle crate-uri. Nu prea am avut noroc, am avut noroc doar de BMW-ul ăsta, o să mă mulțumesc și cu ăsta pentru că alții poate au deschis mai multe și nu l-au primit nici pe ăsta, sau alții poate au deschis mai puține și au primit Lamborghini și așa mai departe, supercaruri, în fine. Hai să vă arăt ce am mai făcut pe aici. În primul rând mașina. Da, man, ce? Ce referă ai să te bagă aici? Așa, frate, H-O-O-N-R. Bine, frate. Mersi, vezi că apar pe clip, man. Ăsta e clanul tău? Bă, nu e a meu, dar stai așa să văd dacă pot să vă bag. Hai, bagă-mi. Ia stai deja, băi, să vedem dacă putem să-i băgăm aici în clan pe băieți. Personal, afaceri, membri... Nu pot, mă. Bă, nu pot să mor eu că vă băgam. Dar o să vorbesc cu Stringer. Dacă nu intrați într-un clan că se conectează Stringer, o să-i zic să vă bage el aici. Hai că plec și eu că filmez un video, da? Vă pup. Pa, pa. Băgați acolo referal Hunter, sunteți cei mai șmicheri. Da, aici nu știu cu aia, v-am mai zis și pe clipul trecut, e lumea de treabă, altfel vorbești, chiar dacă e voice chat, nu-i zici cu bună ziua și cu mese lovește la cap, nu, cu nimic, aici toată lumea vorbește despre joc, vorbește despre viață, despre ce vrei tu să vorbești, nu ca paivem. În fine, hai să nu mai facem comparații și hai să dăm drumul la clip. Am zis că vă arăt ce am mai făcut pe server, am cumpărat mașina asta, adică mi-a picat, n-am cumpărat-o. Așa, avem 27 de K, avem aici tot nebunile, avem criptomonede, ne-am cumpărat criptomonede, am investit să vedem dacă facem ceva bani. Cripto astea le puteți cumpăra din bancă, practic mergi la bancă și investiți în cripto. Și dacă crește, o să primiți mai mulți bani, dacă scade, rip bani și aia. Mi-am luat și un telefon, vehicule, haine, n-am ce să vă mă arăt. Contul, hai să vă arăt, avem 7 ore 66 jucate, avem 27K în mână, 12K în bancă, practic, 150 de tokenuri forță, nu știu de unde le am, sincer. Și cam asta ar fi să vă arăt pe cont, 3 diamante, bine, 3 diamante acolo. Bă, dacă vreți să vă apucați pe server, v-am zis, după ce băgați referalul meu, mergeți și voi la un job, vă recomand să faceți... miner, adică dacă vreți să faceți level și bani în același timp, cred că la miner faci cel mai repede puncte de respect, pentru că faci cele mai multe ture. Eu acolo am farmat astăzi pe live vreo 2 ore, am zis că am făcut live 6 ore și am strâns destul de multe cele like-uri. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și pentru susținerea de la ultimul clip. Au fost deschise și facțiunile, foarte important, au fost deschise facțiunile, astea de aici, factions. În LSPD sunt deja 4 din 5 jucători, NG nu-i nimeni, News Reporter nimeni, Paramedic 3, School Instructor 3 și Hitman e full 5 din 5. Am aplicat și eu la NG, nu NG, FB, pardon, cu IR casc. Haide pe plac. Bă, cine s-a uitat, mă jur că n-am căscat asta toată ziua, cine s-a uitat la clipul de ieri. Exact același lucru l-am pățit după 4-5 minute de filmare, am început să casc, nu știu care e problema. În fine, am aplicat și eu la FBI, doar că aici nu e cu lideri, tot sistemul este automat, practic aplici și la o ora anume pe server se
citesc automat, se citesc gen aplicațiile, nu trebuie să scrii nimic, practic doar dai pe aplică și atât. Și dacă ai noroc să intri, intri, dacă nu, nu. Ce vreau să vă mai zic? Da, cam atâta de facțiuni, nu prea mai am de zis nimic. Bă, să dăm un rob, nu știu dacă putem să dăm aici un rob. Hai să încercăm să dăm un rob. Mergem și noi aici frumos la Leicester. Stați așa că cred că scam departe de aici de el, nu? Da. Dar nu e nicio problemă, că mergem repede cu BMW-ul ăsta, că prinde 200 și ceva, să vezi ce zboară, 1400, nu e nimic. Bă, am dat și un rob, dacă ați văzut aici în... cu iar casc. Ai de pula mea. Ok, dacă ați văzut aici în mână la mine, am dirty money. Ăștia-s bani făcuți ilegal, gen, cred că nu doar la roburi, probabil și la droguri, cred, nu știu, poate vorbesc prostit, gen dacă vinzi droguri sau ceva, gen bani murdari, adică făcuți ilegal. Eu i-am făcut din rob, nu știu alte metode de făcut bani ilegal momentan, dar v-am zis, cred că e posibil să primiți și de la, dacă vindeți droguri sau arme sau materiale, nici nu știu exact ce poți să faci ca să faci bani ilegal. Coaie, nu înțeleg de ce caz, bă, mă jur, e ciudat rău și începe să mă spere chestia asta, adică, what the fuck, casc aiurea, gen, nu am nimic. Bă, și mai înainte a fost dat un restart pe server, dar s-au conectat destul de mulți de băieți într-un timp foarte rapid, suntem înapoi 50, astăzi server a fost aproape de 100 de jucători, a fost 90 și ceva și după aia a fost așa un drop de jucători. Dar serverul are potențial, mie îmi place foarte mult, vă aștept aici și pe voi pe server, hai să vedem dacă putem să... Pot ajuta cu ceva, vreau să jefuiesc o bancă, încă 0.44 de ore, lingouri nu am și ce mai e aici? Am găsit statuia asta ciudată, n-ai nicio statuie. Da, din păcate, nu putem să dăm rob pentru că mai avem nevoie de 0.44 de ore, dar am dat astăzi două roburi, v-am zis. Și am înțeles că la Leicester ăsta poți să primești să dai jaf la banca principală, unde primești un card clonat cu bani gen sau nu știu care e faza. O să vă arăt și vouă pe filmare. Încă descoper și eu server, nu-l știu în totalitate. O să fie ales și staff din câte am înțeles, pentru că sunt, v-am zis, au ajuns serverul la aproape 100 de jucători și sunt foarte puțini membri staff. Nu fac față numărului mare de reporturi. E practic nu mai apucă să se joace din cauza că e spam de reporturi și după ce mergi la Leicester, hai totuși să vă arăt cam care e sistemul de rob, după ce mergi la Leicester și faci acolo, îi zici că vrei să jefuiești o bancă, o să-ți dea ceva și vii aici la... Bă, dar nu dau rob, doar filmez, vreau să arăt ceva. Da, bă, după ce mergi la Leicester și ziceți că vrei să dea rob, ori vă dă un chip cu care veniți aici, apăsați E și o să vi se deschide safe-ul ăsta, o să vă dea un cod, se deschide safe-ul de aici, furați bani și cam asta e treaba, gen nu trebuie să faci mare chestie. Ce facem asta aici? Hai să vă arăt și faza cu cripto, dacă suntem aici, ok, înmânează cardul. Și hai să vedem, aici e istoricul meu, da. Aici am băgat banii, aici crypto purchase, da, aici la investește și aici ai toate criptomonedele care există pe, care există în viața reală, cred. Bine, toate. O parte destul de mare din monedele care există și în viața reală. Bă, hai să mai bag și aici în Voyager ăsta. Văd că e minus 21%, aici e minus 3%. Hai să-i dăm să cumpărăm 10.000. Gata, mă, și am cheltuit, rămânează cardul și hai să depunem banii din mână, băgăm aici 20.000. Cam gata cu criptomonezile, că dacă s-a dus în cap, dacă s-au dus în cap, am belit-o, că am băgat o grămadă de bani, deci am aici 11K, 20, 30, 31 de K plus 20 în bancă, am 50 de K și e o sumă destul de mare pentru serverul ăsta, pentru că economia e foarte mică. Adică uitați-vă și voi, hai să dăm aici un UCP, să intrăm pe panel la piață, uitați-vă și voi la prețurile la mașini, gen. Bine, astea sunt exagerate, nu o să le cumpere nimeni, credeți-mă, că nu le cumpără nimeni.
Uite, un BMW 3 18K. M450K, sunt exagerate cu aia. Bă, ce face mă asta, mă, că ești gură ta? Ce dracu e cu ăsta? De ce ne iau mama, am dat pe mult? Ia mă, ce fac ăștia? What the fuck? Cu aia ia, el face roleplay, mâncați, ești gurat. N-ai avut centura pusă. Ești prost, l-a luat fără centură. Dacă ai banii, că e amendă ieftină, scapi repede. Puneți-vă centura aia, puneți-vă. I-am fugit cu aia, că n-am centura. Și dacă a pus pe cap, am de sinucidere. Stai așa, se întrece la keybinder, e-binder, taste. Pune, scoate centura de siguranță. Ce dracu, 4. Ca să nu mai iau, așa. Băi, dacă apăsam pe tasta K, din cauza că am VIP Diamond, îmi luam sinucidere. Și până acum, ia. Și trebuie de poliție, trage pe dreapta. Da, man. Ia, coi. Ia zi. Ați avut centura, domnule. Am avut, frate. N-am avut-o când am urcat în mașină, dar când am plecat de pe loc, mi-am pus-o. Păi și așa, v-am oprit. Aveați 145 la oră și uitați, n-aveți nici luminile aprinse, așa îmi zice. Așa vă zice? Domnul polițist, l-ați văzut pe nebunul ăla de erați între mine? O să mă duc. Vă rog să ridicați mâinile, că după aceea escalează cu Ante 3. Am înțeles nimic, auzi. Păi stai așa, că dacă a pus sigur, când îți fac trade, stai. Păi, că sunt eu lângă tine, hai. Bă, what? De ce mi-a dat Wanted? A durat prea mult, ai primit, cred că 10 mesaje. Păi și ce fac acum? A ieșit cam groasă, Honda. Am belit-o cu ei, mai și filmez, m-a luat poliția, băgame-și. Hai, du-te, unchi. Am și eu GoPro pe picior. Du-te, unchiule, acum. Păi da, mă, dar... Dă-mi clear, nu poți să-mi dai clear. Mau, păi și mai iau altul, hai, mersi. Pa, pa. Cred că stai puțin să văd dacă poți să fii luat de altul. Stai un pic. Hai că intru și eu în poliție la 12 acum. Că am aplicat. Stai un pic să mă simt mașină și zic dacă poți să poate să fie la ok. Bă, m-a luat, what the fuck, e tot, chiar tot e automat cu aia. Dai și wanted, dai și tot, îți primește. Hai, păi și cât stau la gel pentru Ante 3? Bă, m-a luat cu aia, ești nebun. Cât stau la gel, frate? Sper că nici eu nu știu asta. Mă gândesc, s-ar putea 10 minute, 5 minute? Bine, hai că dau gă. Da, chiar, adică poți să fugi. Nu mai fug, hai. Băi, m-a luat poliția, am apucat să filmez și eu aici ceva, nu știam că se dă wanted automat, aia e, am dat hands up, am dat cam târziu, trebuia puse, cred că mai multe secunde aici să nu se dea wanted așa de repede, dar cam asta ar fi cu videoclipul, i-am pus unul și ne vedem data viitoare, re. Hai să vedem cum ne bagă domnul la închisoare, bă, mi-a dat baftă.